Este o întreagă discuție apropo de imunitate, dacă ar trebui să le dăm copiilor tot felul de, le zicem, suplimente, da? Suplimente, dacă da, ar trebui să le dăm. Cum ar trebui să le dăm? Cu ce frecvență? E bine să-l mai lași un pic, apropo, să se obișnuiască cu tot felul de factori de ăștia care îi cresc imunitatea, sau îl mai ajutăm? Cum faci? Eu mie îmi place să spun așa părintelui că imunitatea este în intestin, în primul și în primul rând. Și dacă noi am stricat-o de-a lungul timpului și nu o reparăm, putem noi să-i dăm orice supliment sau orice medicament, că tot nu o să fie eficient. De aceea, ca să asimileze atât nutrienții din mâncare, cât și corpul să știe să lupte în contactul cu un virus, ar trebui să lăsăm pe el să se gestioneze, în primul rând, și în al doilea rând trebuie să ne uităm la ce se întâmplă în intestinul lui bebe, copil, da, ce este inclusiv adulții. Da. Suntem puși în această postură, astfel încât orice supliment i-am dat, fie că este alimentar, fie că este cu substanță activă medicamentoasă, să-și facă efectul. Totul ține de mai mulți parametri și mai mulți factori, de istoricul copilului, de mediul în care trăiește, deci nu poți să dai o rețetă universală pentru toată lumea, dar ar trebui să ia suplimentul X de 3 ori pe zi, timp de 3 luni de zile. Nu este așa. Dar imunitatea se construiește în timp. Și ai mare atenție la aceste suplimente, pentru că pot să inducă inclusiv o reacție de suprastimulare a organismului. Deci este diferență între imunostimulator sau imunomodulator. Nu ar trebui să stimulăm imunitatea cu absolut nimic, ci să o modulăm pe aceea pe care o are copilul de la mama natură și să o protejăm cum putem mai bine. Și cum facem în cazul acesta? Cum o modulăm? Cum o modulăm? Da. Prin alimentație, prin un somn corespunzător, prin factori de mediu netoxici, să zic așa, adică o casă care, de exemplu, se fumează, este cu mulți gai. Foarte mare atenție la deparazitarea anuală, care ar trebui să fie făcută oricărui copil, că intră în colectivitate cu alți copii, ca un cățeluș în casă sau un animăluț în casă sau nu, că se mai joacă ocazional, este foarte, foarte important acest lucru. Totul ține de flora bacteriană pe care o are copilul și asta se formează în timp, se formează în momentul în care intră în contact cu diversificarea, se formează cu ce bagă în guriță. Orice intră în gurița lui bebe îi modulează această parte de imunitate.